Ar trebui să folosim mai des cuvântul ăsta. Chiar dacă cunoaștem pe cineva nu chiar așa de bine, ce îi spui odată că îl iubești, intră ceva supranatural în sufletul acelui. Niciodată nu greșești dacă iubești aproapele. În mod normal, iubirea nu e mută. Vreau să schimb un pic subiectul și ce cred că va încuraja pe voi ar fi să spun ceva despre ce important este ca copiii să fie și ei activi. Eu când am fost la școală, am povestit aseară la copii, eram în clasa 1-a și profesorul m-a întrebat de ce nu vin la școală? Era dirigintele, de șeful cel mai mare din clasă, profesor. Învățătorul. Dar de ce nu mă duc sâmbătă? Eu m-am uitat la el și mi-a dat răspuns. Nu mă pot duce la școală în sabat, fiindcă nu mă lasă conștiința. Mi-a auzit profesorul. Nu, dar tu știi ce e aia, conștiință? Da. Acolo nu da, pot să fac. Și profesorul a luat în alt sabat, a luat încă doi elevi și a venit la noi acasă. Pentru că eu nu sunt cu minte și nu vreau să vin la școală. Și în felul ăsta, discuția mea cu profesorul l-a provocat, a venit la noi acasă, în sabat, și mama mea a trebuit ea să se ducă, nu m-am dus eu. La profesor, pot să vă spun, mama mea a fost un om deosebit, avea o prestanță, o seriozitate, și cum era îmbrăcată și cum vorbea, că ea impunea respect la oricine. Și eu povestit. Noi suntem credincioși, noi suntem prigoniți, soțul meu este la închisoare, 7 ani, nu știu nimic de el. Nici vizite, nici scrisoare, nici pachet, nici nimic. Așa face, așa ne face dumneavoastră nouă. Și zice, noi tot așa suntem, soțul meu suferă la închisoare și noi suferim acasă. Că nu ne lăsați în pace să fim credincioși. Învățătorul ăsta nostru a fost și ofițer, și a fost un ofițer mare de armată și era foarte tare patriot, așa, comunist. Și a stat de vorbă cu maică mea, a schimbat absolut și-a schimbat atitudinea față de mine, nu m-a certat, că i-a spus la maică mea, zice, noi nu vrem ca să prigonim oamenii, nu vrem ca să sufere oamenii. Ei, dar eu, mama mea a spus, dar dumneavoastră nu știți ce se întâmplă. Uite, asta se întâmplă. Și atâta m-a lăsat în pace, nu mi-a spus nimic, dar nota este o materie la purtare, comportare. Acolo am primit notă mai mică, numai 8, n-am primit 10. Când a venit timpul să ne facă pionier, că acolo la, și în Rusia și în România era pionier cu cravată roșie, pe mine nu m-a făcut pionier. Eu învățam bine, eram printre primii, așa. O plecat ea și a venit altă pani vâhovavcina asta a clasei și ea nu a avut altă părere și a vrut să mă facă pionier. Și pe încă alți băieți, simt ziua când mă facă pionier, i-au fugit de la școală. Copiii au vrut să fugă după mine, dar am fugit mai repede, m-am dus acasă. În ziua următoare a venit directorul școlii în clasă la noi și a întrebat, mă, Ionele, de ce nu vrei să te faci pionier? Doar asta e o onoare, de ce nu vrei să te faci pionier? Dar ei am spus, nu mă lasă conștiința. Atât vreau să vă spun, diriginta asta, care a auzit cuvintele astea, a primit chiar și un cui în suflet, că nu a putut să uite niciodată. Cum? Un copil de 11 ani, zice că nu lasă conștiința. Diriginta asta s-a prietenit cu mine și astăzi ține sabatul. Este prietenă cu noi, vine la noi acasă, eu mă duc la ea, abia așteaptă să o întâlnim. Vedeți cât de important e ca eu am primit de la mama. Pentru noi copiii nu a existat altceva, nici vorba să credem
că să credem altfel decât mama noastră. Am crezut exact credința absolut, așa cum a învățat mama noastră. Și faptul că am avut convingerea asta, bineînțeles că asta s-a văzut și pe față și profesoara sau profesorii care au văzut ei ori înțeles, nu a trebuit să mai spună, să spun mai mult. Și, deci lucrul ăsta face că dacă copilul primește de la părinți seriozitatea asta în credință, exact ca și o oglindă, copilul așa de mai departe. Atâtea v-am spus deocamdată și acum să cântăm ceva. Domnul să fie lăudat pentru experiența.